zona ochilor e de avut mare grijă. Voi comenta doar ce văd în această poză. Mă frapează puțin numărul de riduri foarte fine de la nivelul pleoapei inferioare, deci din jurul ochilor. E o zonă delicată, pielea este extrem de subțire. La nivelul acesta, odată ce ridurile apar, foarte greu le mai dăm de capăt. Există măști suficient de bune în comerț, există loțiuni care se adresează exact acestei zone, există laser terapie care se poate face pentru a preveni accentuarea lor. Din păcate, la nivelul pleoapei inferioare, nu se poate aplica botox ca să scăpăm de ridurile de acolo. Pentru că odată ce se injectează botox la nivelul pleoapei inferioare, există riscul ca aceasta să se lase și să obținem, nu știu, un look de om total nenatural, cu pleoapele lăsate. Se numește ectropion, adică se vede albul ochilor și marginea pleoapei. Evident, e tranzitorie această reacție adversă, dar nu ne-o dorim nici măcar pentru o jumătate de zi, dar apoi să mai vorbim de câteva săptămâni. Prin urmare, la nivelul pleoapei inferioare nu avem prea multe. I-aș mai sugera ceva, Andrei, mă rog, nu e treaba mea, dar am observat din propria experiență. În momentul în care ai această problemă, să nu mai vii și cu make-up deasupra. Deci lasă zona fără niciun pic de fond de ten, fără niciun pic de corector, fără niciun pic de, poate, câteva fire de pudră și eu zic că o să arate mai bine. Andreea are o piele frumoasă, are un tonus frumos, e luminoasă, poate puțin, eu știu, acid hialuronic la nivelul pometelui, să mai augmentăm pometele, să fie puțin mai... Poate să mai și aștepte, nu e nevoie chiar acum, dar zona ochilor e de avut mare grijă, pentru că într-un final singura rezolvare pe care o să o aibă va fi fie un laser foarte agresiv, fie chiar intervenție chirurgicală de scoatere excesului de piele și de detașare a musculaturii de piele, astfel încât aceste riduri să nu se mai formeze. Eu m-am uitat și pe pozele Andrei de când era ea foarte tânără. Mi s-a părut și în cazul ei o mini-micro corecție la nivelul nasului. Dar să vă mai spun ceva. Forma nasului se modifică pe parcursul anilor. Și deci nu avem același nas tot timpul, sau forma nasului nu e aceeași și se modifică accentuat către bătrânețe. De altfel, nasul se modifică și după rinoplastie făcută, executată, chirurgicală. Am avut câteva cazuri de rinoplastii în care dintr-un nas subțire am obținut un nas mai gros, pentru că vicile de vindecare au fost foarte importante, în sensul că a crescut o cicatrice hipertrofică și care a dilatat nasul în final, pe sub piele. Bun, reîntorcându-ne la Andreea, sincer nu pot să spun cu exactitate dacă ea a avut o intervenție chirurgicală. Buzele sunt mai mult decât naturale, ochii sunt a ei, nu avem corecții la nivelul pleoapelor, nu are implanturi siliconice pe nicăieri, din câte știm, deci e natural, Andreea.